Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 21 septembrie, ești un interlocutor minunat, ești fermecătoare, inteligentă și ai un ridicat simț al umorului, ești un gânditor original, abordezi rezolvarea problemelor într-un mod unic, dotată cu capacitatea de a depăși gândirea tradițională. Exclus din sistem ceea ce nu mai este necesar și îl înlocuiești cu idei inovatoare, dezvoltată intelectual, creativă și gânditoar analitic, ești dotată cu un talent special pentru dezvoltarea de noi direcții de gândire. Deși stabilești mai des un stil decât să-l urmezi, trebuie să înțelegi moda și tendințele vremii tale pentru a ști ce este important și ce nu. Ești preocupată serios de gusturile care predomină în prezent în societate? fie pentru a le stabili în cercul tău, fie pentru respectarea lor în numele propriei mândrii. Se poate spune că ești în mod excepțional modern în orice, fie că este vorba de un mod de gândire, de ținuta vestimentară, de casă sau chiar de un brand de televiziune, sau cel puțin te străduiești pasional pentru asta. Drept urmare, dacă finanțele nu-ți permit să duci un stil de viață similar, poți suferi grav. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este direct legată de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități, doruire, sacrificiu, curățenie, concluzie motivate, muncă grea, decență, lizibilitate. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă îți oferă o perspectivă și o minte vie o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atrași pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi te pot ispit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii. Trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, îți permite să atingi dinălțimul orice afacere. Trebuie să-ți înfrânezi criticul interior. Altfel aceste lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil pentru respingerea abstractizării, precum și pentru lipsa de imaginație și visare. Ești o persoană creativă, ai o imaginație dezvoltată, în combinație cu gândirea analitică, aceste lucruri îți permite să acționezi ca generator de idei în domeniul ales. Pofta de note încurajează să modernizezi, să îmbunătățești sistemele și tehnologiile. În jurul tău, Crezi în spațiu unic, dispui de o funcționalitate excepțională, nu ești înclinată să urmezi orbește învățăturile și stilurile, tu preferi să-ți creezi propria direcție, să aduni în jurul tău oameni cu gânduri similare și fani de idei originale. Deseori dorința ta de a atinge bunăstarea materială este dictată de nevoia obișnuită de confort în gospodărie. Trebuie menționat, totuși, Că astfel de manifestări externe de bunăstare nu deranjează deloc și poți fi cu adevărat preocupată doar de a fi un intelectual modern și de a avea o perspectivă largă. În acest caz, un stil de viață natural, departe de zgomotul orașului, este de obicei de mare importanță. Cuvântul modern se aplică ție atât în sensul de a ține pasul cu vremurile, cât și în sensul de progresiv. În general, ești atrasă de idei noi? de tendințe neobișnuite în modă, de romane despre care se vorbește în societate. În plus, tu aștepți cu mare interes ultimele inovații tehnice, ești foarte mândră de creațiile tale, fie că sunt sub formă fizică, de exemplu, copii, opere de artă, întreprinderi de afaceri, structuri, sau substanțe de origine abstractă, concepte, sisteme, planuri, invenții. O ocupație ideală pentru tine ar fi una care să-ți permită să generezi idei și apoi să le aduci la viață. Te străduiești să fii elegantă și să aduci admirație, iar unii chiar ajung să ți se închine. Atitudinea ta față de frumusețe este importantă pentru tine, astfel că problemelor de gust estetic le acorzi de obicei o importanță deosebită. Ideea de frumusețe este adesea ușor nuanțată în culorile dorințelor neobișnuite și, de fapt, îndeplinește cel puțin funcția de echilibru, armonie și proporționalitate, dar mai degrabă este orientată spre rampantul ascendent. Tu găsești un farmec evident în mister, în oameni neobișnuiți, în suspans și chiar într-un pericol morginită de violență. Aceste interese, desigur, ar trebui să fie formalizate și orientate în direcția creatoare, Altfel poți să deveni o sursă de dispoziții extrem de distructive care distrug personalitatea. Tu poți inspira neobișnuitul în comun și poți face lucrurile pământești mai interesante. Cu toate acestea, ar trebui să eviți sensibilitatea excesivă și să fii atentă la superficialitate sub orice formă. Te distingi față de alți nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale: ești sensibilă, practică, îngrijită te străduiești pentru excelență în orice, în cariera ta, în relații și în aparență. Cochetăria ți este străină, precum și falsa modestie. Tu primești complimente bine meritate cu demnitate, dar nu ești înșelată de acestea. Ești bine versată în oameni, este dificil să fii înșelată sau indus în eroare. Cum afectează data de 21 septembrie soarta ta? Această zi te determina fie energică, activă, incredibil de arogantă, dominată de scop. Ești înzestrată cu o sursă uriașă de energie vitală, care atrage bunăstarea monetară, faima și succesul. Tu urmezi cu încredere calea cea bună în viață. Semnul tău zodiacal te va ajuta să depășești diverse încercări ale soartei, dificultăți de viață. Poți îndepărta în mod decisiv toate obstacolele din drumul către obiectivele vieții tale. Acest lucru va avea un efect foarte pozitiv doar atunci când vei deveni veridică, generoasă și nobilă. Vei putea realiza foarte multe, poți crea condiții favorabile în jurul tău și a familiei tale, numai dacă ești ghidată de intenții utile și bune, dacă vei elimina toate aspectele negative din sufletul tău. Este dificil pentru tine să distingi glumele rele de cele bune, un risc generos și un pericol mortal semnul tău zodiacal pare să estompeze linia dintre categoriile morale, binele și răul, fericirea și nefericirea. Jertfa de sine pentru tine nu este de obicei ciudată, iar lăcomia este considerată destul de normală. Trebuie doar să înțelege eroarea viziunii tale asupra lumii și să pornești pe calea generozității și a dezinteresului. Dacă nu vei face acest lucru, viața ta se poate schimba dramatic în rău. În ciuda neajunsurilor, ai multe trăsături pozitive. Ai un fel special de gândire. Tu poți transforma fiecare zi într-o vacanță. Cu toate acestea, este important să poți menține liniștea sufletească și să nu aluneci în indiferență. Ești deosebită de interesată să stăpânești realizările științei și tehnologiei și conștientizarea în noi mode. Fecioara, ca semn al zodiacului, te face să fii la curent cu tot ce este nou și să știi la ce aspiră societatea modernă. Tu ridici instantaneu noi tendințe, stăpânești tehnologiile moderne atât la nivel spiritual, cât și la nivel fizic. Ești întotdeauna mândră de munca ta. O alegi în funcție de ceea ce preferi, de inclinațiile tale și te cufânzi în munca ta cu capul, unde încerci să obții rezultate ridicate. Ești destul de modernă, dar în ciuda acestui fapt, nu îți poți imagina viața fără natură. Ea îți oferă inspirație și relaxare. Tu înțelegi adevărata valoare a lucrurilor mult mai devreme decât o va aprecia publicul larg. Dacă te-ai născut în această zi, nu ți este frică de pericol, ești curajoasă. Este important să direcționezi aceste interese către creativitate, unde ai un avantaj clar. În caz contrar, Astfel de calități vor fi începutul stărilor de spirită distructive, care pot dezmembra ulterior personalitatea ta. Tu transformi adesea originalul în obișnuit, cu toate acestea, trebuie să fii precaută față de superficialitate în toate manifestările sale. Dragoste și compatibilitate. În relații strânse, ai nevoie de mai multă libertate personală decât alte fecioare. Sentimentală și idealistă. Ești predispusă la perfecționism, iar acest lucru creează un decalaj între idealurile tale și realitatea de zi cu zi. Aprecierea prieteniei nu este mai puțin decât dragostea, ai nevoie de un partener care să fie la același nivel intelectual cu tine. Cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale zodiacului, taur și capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, Așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor, taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică, cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie, în acest caz, ei vor fi în rolul sclavului pierzând complet conducerea în fața ta. În același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența, organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec. Peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, Balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești un intelectual comunicativ, aproape la nivel duhovnicesc, ai un bun simț al umorului. Ești pregătită să comunici oriunde și cu oricine. Pentru tine este complet natural. Tu nu alegi un subiect pentru conversație, ești un interlocutor ideal, nu numai că vorbești, ci și asculti foarte atent, dar ești și un gânditor original, ai capacitatea de a depăși cadrul standard al gândirii. În cazul în care tehnologia sau stereotipurile sunt depășite, oferi de inovatoare care sunt promițătoare, viabile și simple de pus în practică, faci totul de una singură în activitatea la să urmărești să stăpânești tehnologiile și tehnicile avansate, vei deveni un excelent executant, responsabil, scrupulos, ideologic, confortabil pentru tine va fi postul de lider, ai calități pronunțate de conducere, poți organiza o echipă, poți conduce oamenii. Cele mai bune pentru tine sunt profesiile legate de creativitate, unde vei fi sursă de idei și creații sănătate și boli. Tu dorești să ți pasul cu vremurile. În zilele noastre, îngrijirile de sănătate sunt foarte populare și, prin urmare, vei începe cu ușurință să combini dieta și exercițiile fizice pentru a satisface cerințele obișnuite, dar și creșterea. Astfel, poți fi interesată de vegetarianism, de mâncat fructe și diete care vizează pierderea în greutate, precum și aerobic, Yoga și alte forme de activitate fizică, ar trebui să fii atentă să-ți prescrii singură, sisteme la modă dar nesănătoase. Este necesar să consulți periodic un medic de familie sau un specialist pentru a te asigura că te deplasezi în direcția corectă. Destinul și norocul, Universul ți-a destinat să fii ambițioasă, hotărâtă, cu voință puternică, ai putere, energie mare, ești un lider născut. Străduindu-te mereu înainte, îți urmărești în permanență obiectivele, depășești constant obstacolele și, de regulă, rezultatul perseverenței tale sunt condiții excelente de viață. Vei reuși să obții o poziție înaltă în societate, înconjurându-te de confort și lux, dacă vei reuși să depășești non-calități precum resentimente și răzbunare. Sfaturi pentru tine, găsește-ți adevăratele valori. Nu uita de adevărurile verificate în urmărirea celor mai noi și a celor mai bune, încearcă să păstreze o singură cale. Pentru a-ți atinge obiectivele, nu contează, personale, profesionale sau oricare altele, este important să nu mergi prea departe. De asemenea, nu te agoța de procesul în sine, și pentru a nu te supra-solicita la locul de muncă, este necesar să te odihnești în ajun. Nu fi timid în legătura cu originalitatea ta, nu uita, ești chiar acea persoană minunată, ce cadouri ți se potrivesc, în general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însă-ți suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri, în sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite: un aspirator, un set de prosoape, un set de lenjerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald de din lună moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții ți sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchet destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.